Bună seara, stimați telespectatori, și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Pixelul Albastru. E o frumoasă seară de miercuri în care nu ducem lipsă de subiecte fierbinți, subiecte care să ne trezească interesul. O să încep cu unul de pe plan extern, cum am obișnuit deja. Ședința CSAT mâine. Evenimentele din Ucraina și activitatea Institutului Cantacuzino vor fi pe ordinea de zi. Despre ce este vorba mai exact? Președintele Traian Băsescu a convocat mâine o ședință a CSAT pentru că dorește să evalueze situația internațională prin prisma evenimentelor din Ucraina, dar și subiectul privind disfuncțiile din activitatea Institutului Cantacuzino cu implicații în planul securității naționale. Potrivit unui comunicat de presă, așadar trimis astăzi de către administrația prezidențială, pe ordinea de zi publică a ședinței CSAT de mâine se află următoarele subiecte: evaluarea situației internaționale din Ucraina, activitatea desfășurată de instituțiile cu atribuții în domeniul securității naționale în anul 2013 și principalele obiective pentru anul 2014. Apoi, disfuncții în activitatea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie, respectiv Institutul Cantacuzino. Știți foarte bine acel scandal în care s-a retras de pe piață mai multe vaccinuri, deoarece Institutul Cantacuzino nu reușise să-l adapteze cum trebuie la om acel vaccin și sau adică el de fapt Institutul, membrii Institutului îl catalogaseră drept viabil, însă ulterior controlele au dovedit faptul că acel vaccin de fapt nu era atât de benefic pentru om, ci mai degrabă era dăunător și a fost retras de pe piață, în condițiile în care se făcuseră mii de doze, dacă nu chiar câteva zeci de mii de doze. Nu mai țin minte despre ce vaccin era vorba, dar oricum a fost un scandal monstru la vremea aceea și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră vă amintiți despre ce a fost vorba. Apoi, măsuri privind dezvoltarea sistemului național de securitate cibernetică. Iarăși, un subiect care va fi prezent mâine pe ordinea de zi a ședinței CSAT și totodată activitatea Consiliului Suprem de Apărare al Țării în anul 2013. Foarte interesant această ședință de mâine, cu probleme extrem de interesante ce vor fi punctate acolo. Abia aștept să văd rezultatele ședinței și să trag concluziile, să spun așa, în cunoștință de cauză. Acum nu putem decât să așteptăm un moment mare în care mâine se vor pune, să spun așa, în fața națiunii unele concluzii la care au ajuns mai mari acestei țări cu privire la instrumentele de securitate națională sau problemele acestea de securitate națională în condițiile conflictului din Ucraina și totodată disfuncționalitățile care există în cadrul Institutului Cantacuzino. Mai citim aici în articolul de pe Mediafax.ro că pe timpul ședinței vor fi abordate și alte subiecte de interes pentru securitatea națională, însă nu ni se specifică exact care sunt aceste subiecte. Mâine, începând de la orele 15, va avea loc ședință la Palatul Cotroceni, așa încât numai bine seara la 21:36 vom putea dezbate rezultatele cu privire la această ședință, ce s-a discutat de fapt acolo, cum s-a pus problema și până la urmă ce concluzii s-au tras. Asta e cel mai important. Trec mai departe acum, stimați spectatori. O să vă prezint mai degrabă subiectele pe plan local, dar totuși am zis că măcar să vă menționez așa întreagă o știre de pe plan extern. Am zis că încep de cu o știre de pe plan extern și am început cu una de pe plan intern. Vedeți, am zis una și am făcut alta. Acum, dacă tot am zis de planul extern, la începutul emisiunii, o să vă dau așa un titlu care o să vă intrige puțin. NATO va consolida prezența militară în Europa de Est ca reacție la criza din Ucraina. Ia uitați aici cum sună acest articol de pe Mediafax.ro. Alianța Nord-Atlantică va spori prezența militară în Europa de Est ca reacție la operațiunile Rusiei în Ucraina, cel puțin așa anunță președintele Statelor Unite ale Americii Barack Obama și secretarul general NATO Anders Fogh Rasmussen. Noi nu căutăm calea confruntării, dar nu vom ceda dacă suntem sfidați, a declarat Rasmussen după întâlnirea cu Obama. NATO este o forță de pace, dar și o putere militară
incomparabilă, a insistat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. Cu alte cuvinte, vor să creeze presiune pe Rusia să intimideze acest adversar numit Rusia, care pare să că nu e intimidat de nimeni și de nimic. Dar e foarte important acest titlu pe care vi l-am spus doar așa, întreagă știrea, bineînțeles, nu are consistență, e doar așa o știre mai mult de generic, pentru că ce înseamnă va consolida poziția militară în Europa de Est NATO? Deocamdată nu știm nimic cum o va consolida. Însă foarte interesant că România este bază NATO și este cea mai, cum să spun, aproape de Rusia bază NATO pe care această organizație o are, la Constanța, știți foarte bine, acolo e baza. Cu alte cuvinte, s-ar putea ca cele mai multe consolidări militare pe care NATO le va face în coasta Rusiei să fie chiar aici la noi în țară, la Constanța. De aceea s-ar putea să ne trezim cu, cum să zic, cu foarte mulți militari americani sau nu neapărat americani, dar oricum de alte etnii decât noi, care să vină și să deruleze diverse exerciții, respectiv poate vom primi și tehnică militară în plus față de ceea pe care o avem acum la baza respectivă, tocmai pentru a susține aceste afirmații care au fost făcute de președintele Statelor Unite ale Americii și, bineînțeles, de secretarul general al NATO. Eu cred că România va fi țara unde vor fi făcute, cum vă spuneam, cele mai multe consolidări. Noi suntem direct afectați. Nu știu dacă la modul pozitiv sau negativ, pentru că vă dați seama că în momentul în care în România se va pune o bază, se va consolida baza militară NATO și Rusia va dori nu să-și reconsolideze, să-și consolideze și ea mai mult baza militară din Transnistria, de exemplu, și noua bază militară din Crimea, care o să aibă rachete și nu neapărat rachete, dar o să aibă arme care o să fie direct îndreptate spre baza militară din România. Așadar, vă dați seama că e cu atât mai importantă ședința CSAT de mâine în care se discută problemele de securitate națională. Nu e lucru de glumit cu faptul că România este bază militară NATO, mai ales în condițiile acestui conflict din Ucraina. Ori, ceea ce mi se pare foarte interesant este faptul că, mai ales acum că România are acest avantaj, cum ar veni strategic, datorită faptului că este bază militară NATO, și e cam ultima redută a NATO, în fapt, prima redută, să spunem, NATO în calea unei ofensive rusești. Vă dați seama că noi românii, de fapt, guvernul de la București, dacă ar avea un minim de fermitate și de demnitate, ar putea pune condiții foarte, foarte importante și de o fermitate din aceasta și o demnitate corespunzătoare Statelor Unite ale Americii. Adică să spună, da, domnule, uite, suntem bază NATO, avem conflict în Ucraina, avem, cum să spun, noi suntem aici în prima linie, cum ar veni. Dacă se iște un conflict pe plan mondial, noi suntem cei care avem cel mai mult de suferit în prima etapă. De aceea, cum vă spuneam, guvernul român ar putea să pună niște condiții foarte ferme Statelor Unite ale Americii, gen, dați-ne drumul la vize, ne-am săturat, adică suntem parteneri NATO, aveți militari aici pe teritoriul nostru și nu dați drumul la vize, încă nu ne-ați dat drumul la vize, vă permiteți așa, haideți să fim serioși. Adică, mai ales în contextul acestei crize din Ucraina, nouă românilor trebuie să ne dați drumul la vize, suntem cu voi, suntem partenerii de care aveți cel mai mult nevoie în momentele acestea. Iată, cred că așa ar trebui să se pună problema din punctul meu de vedere și cu siguranță nu ar fi o greșit pusă, pentru că în aceste condiții în care atenția Statelor Unite ale Americii este focalizată pe Ucraina, cred că ar fi un mizilic pentru acest stat ca să ne ofere posibilitatea de a călătorii în Statele Unite ale Americii fără viză. Da, o să urmează să vedem. O să urmează să vedem și dacă statul român va face vreun astfel de demers în viitorul apropiat. Acum trec la știrile pe plan intern, stimați telespectatori. O să vă dau la început un titlu mai pesimist, așa, care s-ar putea să vă întristeze cumva, să vă deprime tot prima instanță. E vorba de scările din Pașcani care sunt invadate de gunoaie. Așa sună un articol de pe newspașcani.ro. Hârtie aruncate, sticle de plastic sau resturi din copaci sunt îmbrășate peste tot pe scările mari, iar
Mai mult, spațiul verde de lângă trepte este plin de crengi uscate și deșeuri menajere. Iar pășcănenii, așa ni se spune, fac slalom, practic, printre gunoaie, pentru că atât scările mari cât și cele mici ar fi pline de astfel de deșeuri. Treptele sunt pline de nisip, rămas din iarna trecută, dovadă că prin acel loc nu s-a mai trecut de mult timp cu mătura, așa ne spune jurnalistul. Directorul Societății de Salubritate din Pașcani nu a fost găsit astăzi în oraș pentru a-i se lua un punct de vedere de către jurnalistul care a scris acest articol. De aceea, mă tem că lucrurile nu se vor remedia foarte curând, dar să sperăm că se vor remedia totuși până la sfârșitul acestei săptămâni, adică măcar pe vineri așa să apuce și cei de la Ecosalubritatea să măture puțin pe scările mari și scările mici, ne facem de toată rușinea în condițiile în care primăvara ne-a bătut deja la ușă. Trec mai departe, incendiul la Ciohorani. Două comune au rămas fără curent. O altă știre de pe newspașcani.ro. Panică în gospodăria unui localnic din Ciohorani, deoarece o anexă a casei sale, unde erau 100 de pui de găină de o zi, a luat foc din cauza unui scurt circuit la instalația electrică. Proprietarul a văzut flăcările și, bineînțeles, ce a putut să facă decât să sune de urgență la 112. Se pare că era deja depășit de situație și n-a mai încercat să stingă singur incendiu. Până la venirea pompierilor pășcăneni, i-a venit în ajutor și serviciul voluntar pentru situații de urgență din comună. Noroc că comuna Ruginoasa, așa cred că e, acolo e Ciohorănie, eu cred că satul Ciohorănie în comuna Ruginoasa, așa tind să cred. Noroc că are o astfel de unitate de voluntari pentru situații de urgență. Pentru a înlătura orice pericol, curentul electric a fost întrerupt aproape o oră, iar mai multe sate au fost lăsate în beznă. Dar pagubele sunt oricum semnificative în cazul acestei gospodării. A ars o parte din acoperiș și tâmplărie, iar toți puii, cei 100 de pui de o zi, au fost făcuți scrum, așa se spune în articol. Cu alte cuvinte, respectivul țăran a rămas păgubit, așa, pentru că vă dați seama, ce țărană își asigură gospodăria, își asigură bunurile din gospodărie, respectiv pui de o zi? Cred că niciunul. De aceea, sau casele. Casele mai nou, acum știu că sunt obligatorii de asigurat, dar, cum să zic, ceea ce privește anexele acestea unde sunt pui, de exemplu, porci, vite, acolo lucrurile stau destul de dramatic în condițiile în care respectivele bunuri sunt făcute scrum în urma unui incendiu, pentru că nu sunt asigurate, nu sunt cuprinse în acea asigurare obligatorie pe casă. De aceea omul acesta a rămas păgubit și să sperăm că și-a învățat lecția. De altă dată, de fapt, ce lecție să-și învețe? Dacă a fost un simplu scurt circuit, cum ar fi putut el să-l preîntâmpine? Chiar nu știu. Probabil o verificare a instalației electrice ar fi fost oportună. Nu? Mai departe, vă dau titlul unui alt subiect destul de intrigant, în opinia mea, pe care le regăsim la fel pe newspașcani.ro. Teste suplimentare pentru elevii de clasa 8-a. Așa sună titlul articolului. În urma analizei dezastrului de la simularea evaluării naționale, mai ales în ceea ce privește proba la matematică, reprezentanții Ministerului Educației au decis să vină în sprijinul elevilor de clasa 8-a. Cum altfel decât cu teste suplimentare. Îi bombardează din nou cu teste până când le s-or băga mințile în cap și vor începe să învețe, să-și asume responsabilitatea pentru acest prim examen al maturizărilor pe care l-au în față. Asemănătoare cu cele ce au fost la examenul din vară vor fi aceste noi teste, iar la Pașcani rata de promovabilitate a simulărilor a fost una destul de bună, zic eu, de 50%, nu uimitor de bună, nu una cu care să ne lăudăm, dar destul de bună la modul că e totuși o mică consolare faptul că măcar jumătate din elevii de clasa 8-a din Pașcani au reușit să treacă aceste examene, aceste testări naționale. Dar haideți să fim serioși, procentul de 50% este unul dezastros și el, dacă stăm să ne gândim la faptul că 50% din elevii noștri de clasa 8-a nu sunt în stare să ia nota 5 la o testare națională. În condițiile în care societatea se așteaptă ca să avem numai elite mai nou, să avem numai elevi de 90 de 10.
Singura clasă de a 8-a este de la Liceul Economic Nicolae Iorga din Pașcani, formată din 30 de elevi. Ia să vedem ce spune aici. Mai bine de o jumătate dintre ei au luat note sub 4 la matematică. Ia auziți. Pun rezultatele celor două simulări pe seama emoțiilor foarte mari și spun că la evaluarea finală vor reuși să aibă note de trecere și pentru că s-au pus serios acum pe învățat și mai nou fac ore de pregătire cu profesori de specialitate. Da, liceul Nicolae Iorga e fost la școală 5 unde am învățat și eu. O văd aici pe doamna Eftimie în prim plan în acest articol și din punctul meu de vedere ea era o profesoară de matematică extrem de bună, exemplară de altfel și mă mir că singura dumneei clasă formată în 30 de elevi a avut un astfel de procent de promovabilitate la aceste testări naționale. Adică mai bine de jumătate să fi luat, să fi picat și mai puțin de jumătate practic să fi trecut. Este ciudat. Eu zic că e calitatea elevului aici și nu calitatea profesorului. Vorbind în cunoștință de cauză, vă spun, am avut-o și pe eu pe dumneavoastră profesoară. Pe vremea mea eram câțiva din clasă, nu chiar foarte mulți, oricum eram câțiva care mergeam și la olimpiada de matematică, făceam pregătire cu dumneavoastră și întotdeauna am avut rezultate bune. Premiul 3, mențiune la olimpiada de matematică. Eu am avut, pare să mi se, prin clasa 5-6, un premiu 3 la olimpiada județeană de matematică. Dar alții au avut și locuri mai onorabile decât mine. Ia să vedem. Daria, colegul, una dintre respectivele fete din respectivii elevi din clasa doamnei Eftimie, Daria, pe numele ei, a luat nota 10 la matematică, ceea ce, cum vă spuneam, confirmă faptul că nu este profesorul de vină, ci elevul mai degrabă e de vină. Ea spune, Gabriela Eftime, spune că dezinteresul elevilor vine și din faptul că notele nu sunt trecute în catalog și că ei oricum o să intre la liceu după repartizarea computerizată. Directorul Unității de Învățământ, profesorul Gheorghe Spiridon, spune că la cele două simulări organizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași și de Minister, rezultatele nu au fost însă pe măsura așteptărilor. Da, păi evaluarea națională pentru clasa 8-a va începe pe 23 iunie. Până atunci mai au timp elevii noștri ca să pună burta pe carte și să ne dovedească că, într-adevăr, nu sunt chiar atât de indolenți sau chiar atât de proști, mă scuzați, precum îi cred cei din jurul lor. Eu sper că lucrurile vor căpăta așa un trend optimist în următoarea perioadă. Să sperăm. Cam atât am avut de spus, stimați telespectatori, pentru prima parte a emisiunii. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care revenim cu subiecte proaspete de pe plan local. Cosarom. Savurează diferența. Brutăria Țac Țac. De aproape două decenii reușim să facem ca produsele noastre să fie asociate sunetului atât de cunoscut al morii. Țac Țac însoțește cu pasiune și răbdare tot ceea ce știți că se învârte mai bine într-o brutărie cu adevărat domnească. Vă așteptăm să prindeți miresmele cuptoarelor unde pâinea și produsele de patiserie poartă peceta domnească la brutăria Țac Țac. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria PVC Tomplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722661485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tomplast, pentru un cămin fericit. În 10 ani am construit 514 km de drumuri, oferind o infrastructură corespunzătoare pentru 57 de localități din mediul rural și urban.
De 10 ani comercializăm materiale de calitate, beton și fier beton, cărămidă și vecea pentru zidării, termoizolații, finisaje, acoperișuri și garduri. Vino și tu la depozitul din Târgu Frumos, strada Justiției, numărul 25, pentru a beneficia de o gamă largă de produse. Toți clienții beneficiază de consiliere tehnică, certificate de calitate, livrare gratuită și descărcare Kima Carawa. Echisam, pasiune pentru drumuri, materiale de calitate. Pentru noi, conceptul de personalizare semnifică un crez, un scop, ceea ce facem în fiecare zi. Intenționăm să extindem acest concept la absolut tot ceea ce ne înconjoară, pentru că noi credem în produsele și spațiile care ne reprezintă. Tocmai de aceea, atunci când ai nevoie de tâmplărie PVC, apelezi la noi. Un partener pentru viitor. Florimer, aproape de casă. Zâmbetul copilului tău este prețios, fericirea lui este mai presus de orice. Vino la magazinul Ioana în spatele poștei din deal pentru fericirea celui mic. Jucării, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate categoriile de vârstă. În plus, la etaj vă așteptăm cu o gamă variată de cărucioare, premergătoare, pătuțuri, triciclete, jucării de pluș și articole party. Am păstrat aceleași prețuri mici la scutecele Pampers și Happy, iar pentru botezul bebelușului tău găsești hăinuțe la prețuri pentru toate buzunarele. Ioana, supermarket copiilor. Vă așteaptă cu oferta săptămânii. Scutece Seni pentru adulți, diverse mărimi, plus un pachet de șervețele umede de cadou, începând cu numai 51 de lei și 90 de bani. Pachetul de 30 de bucăți. Autotranscom, cel mai nou servis auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Mecanică, geometrie roți 3D, îndreptat jante, verificare amortizoare, diagnoză autocomputerizată, inspecție tehnică periodică pentru turisme și camioane, reparații camioane, vulcanizare turisme, camioane și utilaje agricole. Magazinul de piese auto și scule mecanice vă stă la dispoziție cu o gamă diversificată de componente. Am înființat pentru confortul șoferilor depozit zonal de anvelope pentru turisme și camioane. Ne găsiți pe strada Moldovei numărul 67 la ieșirea spre Suceava. Sala de nou, stimați telespectatori, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Vreau să vorbesc despre orașul Hârlău, care va avea o monografie în scurt timp. Despre ce e vorba? O astfel de monografie, un eveniment de fapt festiv va avea loc la Hârlău, de zile orașului, chiar sărbătoarea Sfântului Gheorghe, când nu doar celebrele concerte și respectivele artificii vor fi la ordinea zilei, ci va avea loc și un eveniment important, important cu adevărat pentru practic istoria orașului Hârlău. E un moment într-un fel care marchează
o mică părticică de istorie, pentru că va fi lansată de Zilele Orașului de anul acesta monografia acestui oraș. În cartea aceasta orașului sunt date importante atât despre orașul Hârlău, cât și despre localitatea Pârcovaci, care va împlini în scurt timp 390 de ani de la atestarea documentară a acestei localități în izvoarele istorice. Mai mult, la această monografie a orașului a lucrat profesor de limbă și literatură română Dumitru Maticiuc, iar pe parcursul a câtorva luni bune de zile, el a vorbit, știm aici în articol, cu bătrânii satului despre tradițiile satelor din zona Hârlăului, obiceiurile de acolo, evenimentele importante în viața oamenilor de-a lungul timpului și ocupațiile oamenilor din acea zonă. A strâns documente, fotografii vechi chiar de zeci de ani, și toate acestea se vor regăsi într-o monografie a orașului. Și va fi lansată, bineînțeles, unde în altă parte decât la Muzeul Viei și Vinului în ziua de 25 aprilie, cum vă spuneam, de Zilele Orașului. E foarte interesant că la 390 de ani de la atestarea istorică a localității Pârcovaci, această localitate este acum una destul de modernă, cu dotări destul de importante care s-au realizat acolo și e o comună, e una dintre puținele comune, cred eu, din județ, care sunt destul de apropiate, de standardele europene în ceea ce privește condițiile de trai ale oamenilor. Dar e mai puțin important acest aspect. Important este că după 390 de ani de la atestare, localitatea Pârcovaci continuă să existe, oamenii continuă să trăiască în acest loc și n-au emigrat cu toții în afara țării. Iar această inițiativă a monografiei orașului Hârlău mi se pare una extrem de frumoasă. E bine că s-a și ocupat cineva de ea, pentru că în zilele noastre foarte puțini oameni mai au astfel de îndeletniciri de a realiza monografii. Închipuiți-vă cât este de greu să realizezi o astfel de monografie, cât timp îți ia, câte resurse, nu neapărat financiare, dar resurse de timp ia realizarea unei astfel de monografii. Trec acum mai departe și vă vorbesc despre proiectele pe care le vor dezbate consilierii pășcăneni în ședința de luni, stimați telespectatori. Nu știu dacă știați, dar luni 31 martie, începând cu orele 10, consilierii pășcăneni sunt convocați într-o ședință ordinară, iar pe ordinea de zi se află înscrise 7 rapoarte de activitate din partea instituțiilor publice aflate în subordinea Consiliului Local și totodată 20 de proiecte de hotărâre după cum urmează și sunt înșiruite toate aceste proiecte de hotărâre. Vreau să vă menționez numai câteva dintre ele pe care le consider mai importante. Raport privind starea economică, socială și de mediu al municipiului Pașcani, raportul de activitate a Consiliului de Administrație al Casei Municipale de Cultură Mihai Sadoveanu Pașcani, raport de activitate al Consiliului de Administrație al Bibliotecii Municipale, al Creșei, al Muzeului Municipal, al Ajutor Social, compartimentul de medicină școlară, după care urmează proiecte de hotărâre. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Preserva. Proiect de hotărâre pentru veniturile și cheltuielile spitalului municipal. Proiect de hotărâre pentru bugetul de cheltuieli și activități financiare integrale sau parțiale din venituri proprii și programelor obiectivelor de investiții pe anul 2014. Deci, practic, este vorba despre proiectul de cheltuieli pentru investițiile ce vor fi făcute în Pașcani în anul 2014, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și listei de investiții a municipiului Pașcani. Iată, sunt două care mi se pare că se repetă cumva. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltarea infrastructurii serviciului public de alimentare cu apă și canal pentru 2014. Altul, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului împrumuturilor interne pentru anul 2014. Alt proiect de hotărâre stabilește destinația și închirierea prin licitație publică cu strigarea spațiilor comerciale, tronson 2A, proprietatea publică a municipiului Pașcani, situată în piața Vale, strada Ceferiștilor, numărul 4. După care mai urmează un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local privind stabilirea structurii de specialiști a membrilor
Comisiei Sociale în vederea analizării cererilor pentru repartizarea locuințelor construite de Agenția Națională pentru Locuințe, proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele ANL pe anul 2014, un alt proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului Casa de Festivități Culturale, comemorări și petreceri pentru evenimente deosebite și terenul aferent din Gâștești, alt proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei numărul 3 la hotărârea Consiliului Local Pașcani, privind închirierea prin licitație publică cu strigare a terenului cu suprafață de 200 de metri pătrați situat în incinta strandului municipal Pașcani, în vederea amenajării unei terase. Alt proiect de hotărâre privind aprobarea programului de activități desfășurate de Serviciul Gospodărie Comunală și Serviciul Sere și Spații Verzi în anul 2014. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de desfășurare a activităților comerciale în municipiul Pașcani. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții consolidare Mal Vestic, Lacul Peșteșorul. Proiect de hotărâre privind situația economico-financiară a societății Preservapă și condițiile care ar sta la baza asocierii municipiului Pașcani la Arsaces. Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității de pașunat aferentă pajeștilor, proprietate privată a municipiului Pașcani, proiect de hotărâre privind organizarea manifestării zilelor municipiului Pașcani, proiect de hotărâre privind organizarea festivităților ocazionate de evenimentul Gala Sportului Pășcănean și, dacă tot vi le-am spus aproape pe toate, de ce să nu continui și cu ultimele două, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor judiciare de consultanță, de asistență și de reprezentare în dosarul cu numărul de înregistrat pe rolul Tribunalului Iași, în care Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani are calitate de părâtă, și un proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării Serviciului de Expertiză Tehnico-Economică Extrajudiciară în vederea aducerii la deplinirea măsurilor stabilite de Curtea de Conturi a României, respectiv Camera de Conturi Iași. Vi le-am menționat până la urmă pe toate, stimați telespectatori, mă gândesc că poate sunteți interesați să aflați ce se va discuta la ședința de luni ordinară a Consiliului Local, cu atât mai mult dacă vi s-a părut vreun astfel de subiect care va fi dezbătut de către consilierii noștri locali interesant, să nu ezitați să intrați ulterior pe newspașcani.ro sau bitv.info și să vedeți exact fie videoclipul cu pe care noi îl vom pune, video pe care îl vom pune cu această ședință de Consiliul Local, fie, dacă nu, știrile care vor sintetiza practic concluziile la care au ajuns consilierii noștri locali pe diverse probleme. Trec mai departe acum și vă vorbesc despre petreceri terminate la spital. Două femei băute au fost la un pas de a intra în comă. Asta este o știre din acestea pe care le avem aproape în fiecare zi. Bărbați, femei care consumă alcool într-un delir și ajung la spitalul municipal Pașcani, unii dintre ei în comă alcoolică, alții aproape de comă alcoolică. De data aceasta ce s-a întâmplat? Două femei au ajuns într-o stare avansată de etilism, aproape de comă alcoolică. E vorba de una de 42 de ani din Băureni și una de 40 de ani din Dorohoi, care au petrecut cu vârf și îndesat, ne spun jurnaliștii ieri, de bună vestire, și au ajuns pe patul de spital în condiții destul de, cum să zic, grave așa pentru o persoană care sărbătorește și consumă alcool. Ele au fost transportate la spitalul de urgență pentru că apropiații au sunat la ambulanță, deja și făcuseră griji pentru ele, întrucât acestea nu prea mai prezentau așa semne cum că ar fi conștiente, și la spitalul municipal Pașcani, bineînțeles că medicii s-au ocupat de ele și până la urmă au fost externate. Nu, cazurile de acest gen foarte rar rămân în spital, numai cei care efectiv intră în comă alcoolică. Tot ieri un bărbat a consumat băuturi alcoolice în exces, un bărbat din Tătăruș, și a fost preluat de personalul medical, adică de un echipaj al ambulanței, direct dintr-un șanț, unde el nu doar era amețit de aburi alcoolului, ci suferise și o fractură de col femoral din cauza căzăturii. Da, mulți dintre noi ar spune bine că i s-a întâmplat așa ca să se învețe minte, alții ar spune nu comentez, Dumnezeu a făcut ceea ce a crezut în cazul lui. Eu zic
că e mare păcat, mai ales în această perioadă a postului, să bei până cazi într-un șanț sau mai ales ca femeie să ajungi la Spitalul Municipal Pașcani aproape de coma alcoolic, încă două femei în aceeași zi, într-o sărbătoare atât de frumoasă, atât de importantă pentru noi creștinii, cea Bunei Vestiri, în care ar trebui să ne bucurăm cu măsură, adică niciun caz să bem vin până când intrăm în coma alcoolic. Asta e, cum să zic, e o metodă prin care nu te mai bucuri, dar deja prin care îți bați joc, practic, de sărbătoarea în cauză și de semnificația acestui eveniment creștin care a avut loc mai bine de 2000 de ani. Acum mai bine de 2000 de ani. Se mai menționează aici în articol că aproape la fiecare sărbătoare, Spitalul Municipal Pașcani se confruntă cu avalanșe de pacienți în stare de ebrietate, care mai de care aduși de către rude sau de către cunoscuți pentru a fi readuși la viață, așa, între ghilimele. Da. Să sperăm că aceste cazuri vor rămâne la nivelul ăsta așa la care sunt acum și că nu se vor înmulți așa ca ciupercile după ploaie. Pentru că deja mi se pare că nu este zi în care să nu citim de oameni beți care ajung la Spitalul Municipal Pașcani. Mai departe, un articol pe care îl regăsim de data aceasta pe newspașcani.com sună cam așa. Primăria investește în canalizarea de pe strada Vatra tocmai când serviciul va fi delegat la Iași. Nu știu exact ce vor să spună colegii noștri de pe platforma de știri newspașcani.com, pentru că mi se pare normal să investească în canalizare, pentru că încă nu se știe exact când anume va fi efectiv preluată preservapă de către Apa Vital, pentru că sunt acolo anumite reglementări, anumite condiții care trebuie să respectate. Sunt anumiți bani care trebuie practic achitați de societatea preservapă pentru a putea fi intra exact în componența celor de la Arsaces. Iată, condiția este ca operatorul local să se achite de sumele datorate din redevența care ar fi trebuit să o achite către bugetul local. De aceea, vă dați seama că încă nu se va face această, încă nu a fost făcută efectiv preluarea societății preservapă de către Apa Vital și între timp administrația publică locală a alocat sau va aloca societății de apă suma de 1 milion de lei, banii care vor fi acoperiți, prin care vor fi acoperiți o serie de lucrări deja realizate prin măsura ISPA. Mai citim aici că primarul a anunțat deja conducerea unității că va aloca suma de 600.000 de lei pentru realizarea unei lucrări de canalizare pe strada Vatra și ulterior vor fi alocați ceilalți 1 milion de lei pentru plata unor lucrări din cadrul măsurii ISPA, în condițiile în care, așa cum vă spuneam, prima tranșă de bani, cei de 600.000 de lei, vor fi absorbiți absorbiți în cadrul lucrărilor acelea care, de canalizare care vor fi realizate pe strada Vatra. E vorba de mai bine de 700 de metri de canalizare la care se va cupla practic și se vor cupla practic și locatarii de pe aerodrom la această rețea de canalizare. Iată un lucru extrem de important pentru comunitatea noastră, care va fi realizat în acest an cu bani de la bugetul local și nu de la Arsaces. Trec mai departe acum și vă prezint o ultimă știre, stimați telespectatori, înainte de a încheia emisiunea. O știre care, zic eu, face deliciul acestei zile. O regăsiți în prim plan pe newspașcan.ro. Sună cam așa. Încă o generație de internauți din rândul pensionarilor. Despre ce e vorba? De fapt, un grup de pășcăneni de vârsta a doua și a treia au absolvit astăzi un curs de inițiere în calculatoare, ca să vedeți. Ei, acești pensionari, se pot mândri de acum încolo nepoților că știu să navigheze pe internet, știu să intre pe Facebook, să-și facă conturi de Facebook, să vorbească pe Skype. Iată ce interesante lucruri se desfășoară în comunitatea noastră pășcăneană. Nici nu m-aș fi gândit că sunt pensionari aici la noi în oraș care iau cursuri de 5 luni de zile, durează aceste cursuri de inițiere în calculatoare la Biblioteca Municipală din Pașcani. Foarte interesant acest fapt. Asta ne arată, nu, încă o dată, faptul că cât trăiești, înveți, nu poți să spui că ai ajuns vreodată la vârsta la care să nu mai ai nimic de învățat, drept dovadă că acești pensionari sunt de apreciat, că practic își dedică timpul lor acum, la această vârstă, învățării unor lucruri cu adevărat noi, chiar și pentru unii tineri,
nu operare pe calculator. De exemplu, eu nu știu să-mi fac un cont de Facebook pentru că nu am cont de Facebook și nu m-a interesat niciodată. Iată că un pensionar știe să-și facă cont de Facebook, probabil are chiar cont de Facebook, în timp ce eu nu am. Da, sună destul de ciudat, nu? Această situație. Mai nou, se mai menționează aici în articol că începând de la orele 9, astăzi de fapt începând de la orele 9, au fost așteptați la Biblioteca Municipală o altă serie de pensionari care vor învăța să folosească calculatorul și internetul pe durata unor cursuri care durează, cum vă spuneam, 5 luni de zile. Să le urăm succes acestora, stimați respectatori, să învețe să folosească calculatorul dacă n-au putut o face la vremea lor pentru că pe vremea aceea nu existau calculatoare sau dacă existau erau mari cât o uzină din aceasta sau cât o, ulterior cât o cameră de apartament. De aceea acum când fiecare își permite să aibă un laptop sau un calculator personal și atât de ușor să operezi pe calculator, e foarte interesant că acești pensionari nu vor să treacă pe lumea de dincolo înainte de a ști să utilizeze acest calculator, această minune tehnologică a secolului 21 și cu atât mai mult vor să aibă și contul de Facebook, pentru că citeam aici că vor să-și facă cont de Facebook și să vorbească pe Skype. Da, bineînțeles, au cu siguranță mulți dintre ei copii în străinătate, rude în străinătate și vor să corespondeze cu ei. Da, cam atât am avut de spus, stimați spectatori, vă doresc o seară cât mai plăcută. Nu uitați că acum urmează știrile Infobit, iar noi ne revedem mâine de la aceeași oră, 21 și 36 de minute. La revedere!